Meteorologii au emis o atenționare de cod galben în zona de munte a județului Mehedinți, ce vizează intensificări de vânt puternic. Avertizarea meteo este valabilă de astăzi de la ora 20 până joi 4 noiembrie la ora 23. În intervalul menționat sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 60 până la 80 de km pe oră. În general, iar la altitudini mari, rafalele vor depăși 90-100 de km pe oră. Începând din această seară, de la ora 20 și până mâine seară la ora 23, zona de munte a județului Mehedin se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, cu viteze cuprinse între 60 și 80 de km pe oră, iar la altitudini mari, rafalele vor depăși 90-100 de km pe oră. În situația manifestării vântului puternic, le reamintim cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în spații închise care le asigură protecția. Totodată, pentru limitarea posibilor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va face la distanță față de copaci, panouri publicitare și stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. În situația manifestării vântului puternic, ISU Mehedinți recomandă cetățenilor să evite deplasările și să se adăpostească în locuințe sau alte spații închise care le asigură protecția. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor se va realiza în zone ferite, la distanță față de copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți.